să reîntoarcem la CMC, unde deja pică piața, avem ceva de închis. Pe franțuși am putea închide, uite, 6040 îl închidem. Noi nu știm încă statement-ul, o să-l analizăm după. Da, acum cel mai bine e să ne luăm anumite câștiguri acasă. O să luăm și ăștia $8 și o să vedem ce mai facem după. Așa, euro-dolar 98.32, DAX-ul a luat-o invers. Marginea, verificăm mereu, marja este la 2000, ne putem permite pentru că mai avem 3102. L-am ajuns la cash la 5400 aproape. Hai să citim. Indicatorii recenți. Deci ați văzut ce scria înainte. Of spending and production has softened. Acum e points to modest growth in spending and production. Adică indicatorii recenți arată o creștere foarte modestă la creștere și la producție. Ăsta e un lucru bun. Adică trebuie să ducă în sus piața. Că, doamne, dacă indicatorii recenți arată că cheltuiala și producția e o creștere modestă, înseamnă că o să-mi scadă inflația. Suntem spre vârf.